Stimați colegi, vreau să vă anunț că domnul deputat Valeriu Zgonea nu mai face parte din grupul parlamentar al Partidului Social Democrat și nu înțeleg de ce secretariatul Camerei Deputaților nu a făcut până acum modificările. Rog insistent și cât de urgent se poate, pentru că așa este corect, să facem modificările în structura grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. Părerea mea este că se ocupă acest loc cu totul și cu totul ilegal. Vă mulțumesc. Domnul lider de grup, obligația este a liderului de grup să anunțe modificările și componența. Să știți, scrie în regulament. Deci staful tehnic nu poate să știe aceste chestiuni strict legate. Există trei tipuri. Știți și asta foarte bine. Deci dacă le comunicați în scris celor de acolo, n-aveau nicio problemă. Vă rog frumos. Deci, încă o dată, rog secretariatul Camerei Deputaților să opereze acele modificări. Eu am ținut să anunț și în plen faptul că domnul deputat Valeriu Zgonea nu mai este membru al grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dacă mai sunt alte...